Primărița sectorului 1, Clotilde Armand, anunță o mare victorie. A făcut rost de locuri de parcare pentru bucureșteni. Nu sunt ele chiar multe, deocamdată 65 și nu sunt nici chiar noi. E vorba de parcarea de sub pasajul Basarab, care timp de 11 ani a stat în paragină. Obiectivul aparținea primăriei capitalei, condusă în prezent de Nicu Șordan, dar acum se mută la sectorul 1. Predarea se va face în cel mult 2 luni, deși a costat peste 250 de milioane de euro. Podul care leagă estul Bucureștiului de vest, pasajul Basarab, nu a primit încă recepția. Cei 11 ani i-au adus însă rugină, buruieni și imagini ca după război. Mie mi-e și frică, Angela, să mai circul pe pasajul Basarab, la cum arată. E îngrozitoare, uite că vorbeam cu doamna Borghiu mai devreme, de birocrația asta, de problemele între instituțiile statului, da? Luptele astea politice. Chiar așa nu ne putem pune de acord, nici măcar când e, până la urmă, nu vorba de interesul cetățeanului, de viața noastră. Îți dai seama, am rezolvat, ok, cu parcarea, în sfârșit, după 11 ani. Dar acest pod stă în paragină, nu mătură nimeni, nu face nimeni curat pe acolo, nu vopsește, nu face nimic, de 11 ani. A costat 240 de milioane de euro. Îți amintești și de acel pasaj pietonal care făcea legătura, că nu poți să mai zici că face, între stațiile de metrou, Gara de Nord și Basarab, ținea tot de ansamblul ăsta. Acela e distrus complet. Păi așa vrem să ajungă și pasajul Basarab, în care am băgat 240 de milioane de euro și care, până la urmă, are o super utilitate, da? Leagă vest de vest București. Și așa va ajunge, Alex, fiecare proiect. Te rog, la așa va ajunge astea. Fiecare proiect până când vom înțelege că este doar în puterea noastră să votăm persoanele potrivite care să se ocupe de banii noștri și să investească cu cap și să întrețină cu păi cap. Și știi ce ne spun? Dacă stăm în continuare în baza politicienilor, nu se va schimba absolut nimic. Să știi că treaba asta cu democrația presupune un efort de ambele părți, nu doar din partea politicienilor și din partea administrației locale. Și noi trebuie să-i tragem de mânecă și să-i întrebăm: domnul, ce ați făcut în mandatul dumneavoastră? Da, și vor zice exact ca acum că nu s-au înțeles PNL cu SR, cu PSD. Să știi că dacă ar face românul treaba asta mai des, n-ar mai avea curajul să spună nu ne-am înțeles, nu știu ce n-a mers. E, și uite, dacă sperai ca în vestul țării să fie mai bine, nu te bucura prea tare. Cei de la Arad Online au publicat o serie de poze cu o parcare de $1 milion, care nu a fost încă dată în folosință, dar e deja vandalizată. Aflăm că după o petrecere dată acolo au fost mulse cablurile electrice, corpurile de iluminat au fost sparte și, deși parcarea nu e încă deschisă oficial, ea era totuși folosită de unii șoferi care își lăsau mașinile acolo la parter, nu mai au unde acum. Hai să vandalizăm tot, să distrugem după ce că se fac puține lucruri, hai să le stricăm și pe alea. Mergem acum la o tură rapidă de știri din tehnologie. Apple vrea să vândă 1,5 milion de căști cu realitate virtuală și augmentată într-un an. Căștile ar putea fi lansate în ianuarie.